sunt redepetator.ro, vreau să prezint Bactine, mai exact Bactine Spray. Cu toții știți, l-ați folosit de fiecare dată. Cei care nu l-ați folosit, vă sugerez să-l încercați. Foarte mulți dintre voi îl folosesc, este un produs foarte bun. Este anestezic, un anestezic care este foarte, foarte bun. Cei de la Bactine au schimbat de data asta ingredientele și totodată și ambalajul. Cu toți știți, Bactine înainte avea 2,5% lidocaină. Cei de la Bactine au zis, hai să creștem un pic dozajul și au făcut acum cantitatea de lidocaină la 4%, ceea ce este o chestie super, super bună, deoarece anestezicul a crescut. Bactinele este un anestezic care era de 2,5%. De data aceasta au schimbat aceeași cantitate de 150 ml, dar l-au schimbat cu 4% lidocaină, da, o concentrație mult, mult mai mare de lidocaină. Pe lângă asta, el are și benzocaină care are 0,13, care iar este un anestezic iar foarte, foarte eficient și foarte bun. Pe lângă aceasta, el este foarte bun, omoară și germenii, virusii. Este un antiseptic, să spunem așa, da? De fiecare dată când pulverizați, el și este antiseptic. Ca și cele antiseptice ale acelea sau gelurile acelea care le știți cu toții, le luăm din farmacii sau din magazine, gelurile acelea care ne dăm pe mâini și numai frecă mâinile, de omoară 99% din microbi. La fel și Bactine, aceeași chestie o face și Bactine, omoară 99% din microbi. Pe lângă toate acestea, este antiseptic, este antiinflamator și pe lângă asta, cel mai important este anestezic, un anestezic foarte bun. Îl putem da în timpul tatuajului, el se folosește în timpul tatuajului, adică când rana este deschisă. Când rana este deschisă, pur și simplu spreiem de câteva ori și ștergem tatuajul. Sau punem pe un șervețel, spreiem șervețelul, îl punem pur și simplu peste tatuaj, stăm la o pauză, 5-10 minute cu clientul, am dat șervețelul jos și ne apucăm de tatuat. Când este rana deschisă, își face efectul foarte bun. Dar, după cum spun, depinde de persoană la persoană. Tot timpul vă spun asta la fiecare anestezic în parte. Este ca și cum ne ducem la un stomatolog. La unii dintre voi știți, când vă scoate poate o măsia, la unii vă bagă jumate de fiolă de anestezic, la unii poate vă bagă 2-3 fiole de anestezic. Depinde de la persoană la persoană, depinde de la corp la corp. La fel, când vă duceți la doctor, știți că este când vă faceți operație, este un anestezist. Anestezistul acela vă face, vă recoltează sângele, vă vede exact cantitatea care vă trebuie și știe exact cât să băgăm. La un om poate să bage, exemplu ipotetic, că nu mă pricep exact, la un om poate să bage 10 ml, la un om poate să bage 100 de ml, de 10 ori mai mult. De aia depinde anestezicul de la persoană la persoană, depinde câtă toleranță are fiecare persoană în parte, depinde ce tip de piele are, cum reacționează. De aia spun, la unii poate nu mai simțiți deloc de la un fâs, unii poate vă ia 2, 3, 5 fâsuri până, adică să vă pună mult mai mult ca să reacționați să nu mai simțiți, da? Asta depinde de la om la om, nu este o regulă. Asta să știți pentru voi, pentru tatuatori, cei care faceți, nu este o regulă. Dacă dăm cu anestezic, gata, nu mai simți. Poate să simtă, trebuie să-i dăm mai mult. Sau la unii dăm numai un pic. Da, de aia sunt diferențele acestea. De aia sunt fete care poate să adoarmă la tatuaje și băieții dita mai matahalele de oameni care plâng. Pur și simplu le dau lacrimile. Dar depinde de persoană la persoană, nu ține de om, să spunem așa. Poate să fie, nu știu, un băiat de 40 de kg și să n-aibă nici să nu simtă și să fie unul de 100 de kg și să simtă și să plâng. Deci ține tot timpul de piele, nu ține absolut deloc de om. Cum arată omul, cum este, cu început sau asta, da? Să nu vă uitați la unul mare și zice, asta nu simte. Nu e adevărat, depinde de pielea fiecăruia. Nu ține nici de el însuși, ține de pielea și de corpul fiecăruia, da? Acesta ar fi anestezicul de la Bactine. Acum i-au și dat o denumire mai specială, Bactine Max, cum au făcut și cu Ingrid. Au crescut concentrația de lidocaină la 4%. Acum fiind mult, mult mai bun, și face efectul mult, mult mai bine, da? Cam acesta ar fi Bactine 150 ml, Bactine Max, spray-ul. Eu sunt Vlad de pe tatuatorul.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!